care în fiecare zi ne poartă în carul lui de biruință în Hristos. Ne-am planificat zilele acestea ca să predicăm despre împăratul lui Iuda și al lui Israel și vreau să scot în relief în finalul acestor slujbe părțile lor pozitive și părțile lor negative. Ca fiecare din noi să înțelege căci calea către Domnul e condiționată de ascultare și umblare în credincioșia lui Dumnezeu. Fiecare din noi suntem chemați de Dumnezeu să urmăm calea, adevărul și viața. Așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a tratat-o El nouă. Și pentru că Dumnezeu, până la acest împărat, Saul, era împăratul poporului Israel. El îi conducea, el îi călăuzea. Vreau să vorbesc puțin despre starea poporului Israel și mai cu seamă să precizez că bătrânii Israelului, împreună cu căpetenile lor, au lepădat. S-au lepădat de Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu-i conducă. Au vrut să aibă dintre ei un împărat cum aveau celelalte națiuni. Și pentru mine e foarte important să punctez aceste lucruri, pentru că Dumnezeu, prin aceasta, dumneavoastră, veți vedea cât rău și-au făcut ei, cerând să fie peste ei un împărat. Biblia spune în primul verset pe care l-am citit astăzi, toți bătrânii lui Israel s-au strâns la Samuel și-au cerut să le pună un împărat peste ei. Și știm cu toții că în vremea aceea când Samuel a ajuns să fie proroc, Israelul a trecut printr-o perioadă foarte grea, perioada judecătorilor, când Biblia relatează că poporul Israel făcea tot ce îi plăcea și nu purta grijă decât să trăiască, să se desmerge, să slujească ca popoarele păgâne. Dar Dumnezeu, pentru că avea în vedere că e poporul lui, l-a scos din anonimat pe acest proroc Samuel, care se naște în casa lui Ana și Elcana ca o promisiune a lui Dumnezeu în urma rugăciunilor insistente ale lui Ana, care se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat. Când Ana era la templu și făcea rugăciuni, preotul Eli a crezut că e viață. Pentru că Ana nu se ruga cu voce tare. Ana se ruga mișcând doar buzele. Și el a întrebat-o, până când ai de gând să fii viață? Să fii viață la templu. Nu roaba ta nu a băut și nu bea băutură. Învărsa focul inimii. Înaintea Domnului, ca Domnul să aibă milă și să-mi dea și mie un copil de parte bărbătească pe care vreau să-i închid Domnului pentru toată viața lui. Și știți cu toții că în Israel fiecare ceasă, fiecare preot slujește de la vârsta de 25, slujea în perioada Vechiului Testament, până la vârsta de 50 de ani și apoi era scos tot în slujbă. Dar aici Ana face o precizare. Toată viața lui să slujească Domnului. Samuel, numele lui înseamnă Dumnezeu a ascultat. Domnul a ascultat-o pe Ana. Și s-a milostivit de ea și era pe Samuel. Și prin Samuel, Dumnezeu spune în vremea aceea, cuvântul Domnului era rar. Dar prin Samuel, Dumnezeu se descoperea poporului Israel. Și găsim că bătrânii norodului recunoșteau că Dumnezeu era cu Samuel, pentru că vin la Samuel și spun ceea ce ei au hotărât. Căci vor să aibă și ei peste ei un împărat care să meargă în fruntea lor, care să-i conducă în lupte, care să fie exact cum au neamurile din jurul lor. Și acum văd o altă afirmație din versetele citite în care acești bătrâni ai lui Israel i-au propus lui Samuel să-și pună în scaunul de împărat pe copiii lui, pe unul din pruncii lui. Dar tu
ei afirmă că copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Cu alte cuvinte, pruncii tăi nu-s vrednici să fie puși de împărat. Și Samuel nici nu propune așa ceva. Dar din cuvintele bătrânilor Israelului reiese că pruncii Samuel, puși judecător de Samuel, nu au călcat pe urmele lui Samuel. Și de aceea, de aici tragem concluzie că dacă tata este păstor, nu neapărat trebuie să fie și pruncul păstor, pentru că ungerea, alegerea, trebuie să o facă Dumnezeu. Și Domnul fie stărâșilor, da? Când îl lăsăm pe Dumnezeu să aleagă El. Și în momentul în care acești bătrâni au făcut afirmația că copiii tăi nu calcă pe urmele tale, au venit apoi cu precizarea, pune peste noi un împărat care să fie împăratul nostru. Cum au toate neamurile. Lucrul acesta n-a plăcut. Cui? Lui Samuel. Da, nici lui Dumnezeu. N-a plăcut. De ce cauză? Pentru că găsim în cuvântul pe care l-am citit că Dumnezeu spune în capitolul 8, 1 Samuel, capitolul 8, versetul 7, că de fapt ei îl ia pădă pe Dumnezeu ca Dumnezeu să nu mai împărătească peste ei. Și de aceea Samuel este foarte mâhnit înăuntru lui și nu vrea să accepte această lucrare, dar Dumnezeu spune, ascultă-le glasul, pune peste ei un împărat. Și în momentul în care mă uit la cuvântul acesta, unde mi-a și tot bătrânii Israelului încă o afirmație, iată, Samuel, că tu ești bătrân, tu nu mai poți să ne conduci. Avem nevoie acum de un împărat care să meargă la luptă împreună cu noi, care să ne conducă și care să ne scoată în toate direcțiile. Și binecuvântările pe care mă uit la Biblie, că Biblia are în vedere această stare, de fapt, care se întâmplă în vremea judecătorilor, când Dumnezeu spune că poporul Israel era fără frâu. Fiecare plăcea ce îi plăcea. Era perioada când Dumnezeu îl aduce pe Samuel ca prorop. În perioada aceea, când Samuel primește din partea lui Dumnezeu acea revelație ca să aleagă dintre ei un împărat, în vremea aceea, Dumnezeu deschide Biblia, fiecare dintre ei să deschide și să vedeți că a avut în vedere vremea asta. Încă din vremea lui Avram, găsim în Geneza, capitolul 17:6, în care Dumnezeu, când face legământul tăierii împrejur între Avram și el, atunci precizează că din tine se vor naște națiuni care vor fi și vor umple pământul, vor fi ca cu mări și ca spulberea pământului, și împărat care vor cârmui. Vedem că încă din legământul lui Avram, Dumnezeu vorbește de apariția împăraților. Vedem apoi în binecuvântarea din Geneza 49:10, în care Iacob își binecuvântă pruncii. El rostește binecuvântarea cu privire la Iuda. Și spune, toiacul de cărmuire nu se va depărta dintre picioarele tale până când va veni Shiloh. Adică Iisus Hristos, împăratul împăraților, Domnul gloriei cerului. Și găsim cu toții că Samuel și mai mari norodului cunoșteau cuvântul și știau că a fost scris, au fost procite. Dar voi la un alt om al lui Dumnezeu, Moise. Moise are o prorocie. Și pe prorocia lui Moise vreau să insist în dimineața aceasta puțin, în Deuteronom 7:14-15, în care Dumnezeu îi vorbește lui Moise că poporul Israel va vrea să aibă un împărat omenesc în locul lui Dumnezeu peste ei. Și această prorocie prin Moise se împlinește atunci cu ocazia alegerii în slujba de împărat al lui Saul. Dar vreau să mă duc în Deuteronom, capitolul 17, versetul 14 și 15, în care pune alegerea unui împărat. Și vreau să precizez condițiile care trebuia să le îndeplinească cel ce urmează să fie împărat. În primul rând, prima condiție era să fie un om din poporul Domnului. Să fie un israelit.
A doua condiție pe care trebuia să o deplinească, trebuia să fie un om pocăit. Un om cu un comportament bun. Un om cu o trăire sfântă. Un om în care să se poată vedea ce? Chipul lui Dumnezeu. Un om care să nu întoarcă înapoi pe drumul pe care Dumnezeu a scos poporul din robia Egiptului, să nu întoarcă pe acel drum înapoi pe israeliți să meargă înapoi în Egipt. Ce vreau să spun asta? Cei ce s-au pocăit, cei ce au rupt-o cu păcatul, păgânătatea, cu lumea, cu lucrurile din ea și l-au urmat pe Iisus Hristos, n-au voie să mai se întoarcă în Babilon, de unde ei au fost salvați, mântuiți, răscumpărați, de Cel ce este Fiul veșnicilor, de Iisus Hristos. Și noi, când suntem răscumpărați, trebuia și să avem țintă de marea căpetenie a Dumnezeu Cărintei, adică pe Iisus Hristos. Și fiecare să fie grafic în a asculta și a împlini ce? Legile și poruncile lui Dumnezeu. Și au plăcut în ascultare și credincioșie. Fața de Dumnezeu pentru care noi am făcut acea frumoasă declarație în apa Domnului, căci Domnul Iisus este Domn și este Mântuitor a fiecare dintre noi. Și fiecare personal am depus declarația aceea. Și eu cred că în momentele acestea, pentru mine, care vestesc pentru voi care ascultați, dacă ne-am întors înapoi de unde am fost scoși, am fi lepădătura societății. Nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Găsim aici, Dumnezeu se mâșinește. Din pricina că poporul Israel cere un împărat omenesc peste ei. A treia categorie, a treia lucru, care caracteristică pentru împărat, trebuia să nu aibă multe neveste. Și doi, să nu se căsătorească cu neveste străine, păgâne, dintre neamuri. Și a patrulea lucru, să nu strângă grănezi de aur, de argint. Să nu fie acaparați în bogății. Și întreabă să mai precizează în culoare să nu facă comerț cu cai și căruțe. Și că precizează tot cu acela spune, să n-ai pe mulți cai, să nu te întoarcă în Egipt să ai de mulți cai. Mulți cai, oamenii iau în Babilon, nu iau în Hristos. Și când legea asta de Deuteronom este pusă de Moise, vreau să vă spun căci Moise, omul Dumnezeu, care pentru noi, pentru poporul Israel, pentru egipteni, în vremea aceea când era proroc și a scos cu mână puternică din robie, deci de fapt Dumnezeu, Moise, pentru faraon. Și Moise e Dumnezeu pentru faraon. Moise era omul Dumnezeu prin care Dumnezeu ce făcea? Vorbea prin Duhul Sfânt și comunica. Dumnezeu, când conducea poporul Israel, călăuzea poporul Israel prin cuvântul scris. El conducea prin prorocie. El conducea prin descoperire spirituală. Și vreau să spun că Dumnezeu, câtă vreme a condus poporul Israel, poporul Israel n-a dus lipsă nici în tine. Măcar că era o pustie, măcar că au suferit multe probleme din pricina că ei nu i-au rămas loiali lui Dumnezeu, ci au căutat să trăiască și ei ca poporile păgâne în mijlocul cărora Dumnezeu i-a dus cu braț puternic. Și găsim pe poporul Israel că timp de 40 de ani, câtă vreme au rătăcit prin pustie din pricina răzvrătirii și păcătoșeniei lor, Dumnezeu